la aeroportul din Viena. Pentru că am vreo 2 ceasuri jumate pauză. M-am gândit să fac o plimbare. Na, nu mă duc chiar până în oraș. Dar o leac să văd împrejurime. Orașul l-am văzut prin 2009 când am mers odată în drum spre Europa Occidentală. De la aeroport n-am fost niciodată. Sau nu mi-amintesc. Turnul de control arată serios, stabil, ca un far. Dar și cerul e impresionant. Oricum zboară avioanele pe așa vreme. Ori pentru ce sunt construite pasajele astea? Ca să nu te plouă, să nu te bat soarele. Sau să nu te vezi când le traversezi. Acolo pot să ajung și la Viena și la Bratislava. Dar nu cred că o să mă pornesc pe jos. Dacă aveam o bicicletă, era altceva. Avioanele se aud, dar nu se văd. Ele numai decolează și intră în nori. Cât am fost eu la Bila să-mi cumpăr un iaurt, am început să burieze. Pare că vrea să plouă. Cred că de nevoie o să-mi întrerup eu plimbarea și o să mă întorc în aeroport. Stau pe internet, acolo măcar nu te udă când plouă. Cum ziceam, abia la decolare se văd o leacă avioanele, câte două odată și după aceea se pierde în nori. Am vrut să mă rătășesc o leacă prin pădure, dar văd că n-am pe unde trece. Sunt sigur că gardul nu-i pus pentru mine, dar mai degrabă pentru alte animale, să nu iasă la drum. Pot să crezi că sunt numai 100 de metri până la Viena. Mai sunt unii care au vrut tare să vadă pădurea. Și au sărit gardul. Dar după ce au ieșit, mai tine că tot ei au aruncat gunoi aici. Nu frumos. Sunt melși în Austria. Seamănă cu ai noștri. Care ce limbă vorbesc? Doi melci se iubesc taman în drum. Noroc că n-am cupcake. Dacă aveam, sigur aveți să mă întrebe, dar ce fac aici? Și trebuie să le explic. Asta trebuie să fie melc moldovan. Și-a părăsit casa și se duce. Își face casa la Viena. Dacă ajungeam aici cu vreo lună mai târziu, aș fi mâncat fragi. Dar așa, m-am uitat la ei și mă întorc înapoi. Cel mai greu e să ghicesc unde nu smelci, ca să pot călca fără prea multe jertfe nevinovate, că eu sunt curios și am vrut să văd pădurea. Am ajuns la râpă, am văzut autostrada și m-am oprit ca să stau o leacă la dos. Sub copacul ăsta rămuros. Plouă serios, nu-i de glumit. Dacă mai stau o leacă, mă udă tot. Asta mă ating-o cam aterizat nereușit. Cred că nu zbura destul de repede.
Și a venit el din Germania ca să se oprească aici, lângă Viena. Parcare supraetajat, cum trebuia să fie Sky Tower de la Chișinău. Și l-a transformat în birou de oficii, taman sub nasul primăriei. Evident, nu fără concursul corupților municipale. Și am un parcări nema, parchează toți pe trotuare. Parcare de mașini am văzut, parcare de motociclete văd, de unde o fi parcarea de biciclete. Dar aceea mică din spate, e, nu bun. Fel de biserică pentru toată lumea, toate confesiunile și convingerile filozofice. Mă duc să mă închin și eu oare la Nesfântul Alb. Vom decola în câteva minute, de aceea vă rugăm să închideți telefoanele mobile și celelalte aparate electronice aflate în poziția dumneavoastră și vă reamintim că fumatul la bord este interzis. Vă mulțumim! Dunărea oare? Dacă e Viena, atunci e Dunărea, dar nu pare deloc albastră. Dacă e după ploaie, e tulburi. În România e mult mai lată, dar aici abia adună apă. Norii sunt atât de jos, nu degeaba plouă. Și cel e aeroportul de la Viena. Na, testele de decolare și de aterizare, că altfel aeroportul a rămas în urmă undeva. Intrăm în turma de mioare blonde. Straturi de nori între al doilea și al treilea strat. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar cu ochiul liber îl văd. Suntem la vreo 5.000 de metri, poate mai puțin. De la munții de sub noi să organiz ne propună ceva de cumpărat. Mai bine mă uit la Carpați sau ce-o fie ăștia apusenii că stare verzi. Aici pare să fie Prutul. Mai el e așa întorpăteat. Insulițe văd că creează acolo undeva. Ce localități o fi pe aici, nu-mi dau seama, mai la nord, mai la sud de Chișinău. Oricum vremea e mai senină decât în Austria și decât în munții Carpați.
dubioasă. Parcă-i băsieni. Доброго дня, сэр, чем это речь?